se vor naște veacuri. Vor încerca să reînvie sau să se alcătuiască noi imperii. Vor veni globalizări și integrări de tot felul. Noi vom dăinui aici, lângă brâul tricolor al Carpaților, și ne vom trăi dorul nostru românesc și strămoșesc. Troița pe care ne-au scris-o în sânge strămoșii, o vom transmite și noi tuturor urmașilor noștri. Aceasta este și va fi mereu pentru noi unire, libertate și prosperitate. Dreptul nostru de a fi liber, prosper și uniți nu poate fi negociat și nici nenoscopotit de cineva. Și nimeni n-a putut vreodată, cu forța vreunei armate, nici a unei asupriri, nici a unei robii, să scoată din lanțul răscopt al sufletelor noastre de români, să spin și spicele în mit roditoare ale dragostei de neam și de glie străbună. Cine uită că lespezile albei iulii sunt stropite cu sânge de martir, cine uită că acești martiri s-au jertfit cu dorul unirii pe buze, acela va trebui să fie îndemnat să recitească de 1000 de ori istoria. Istoria dreaptă și cinstită. Istoria scrisă cu sângele acestor plaiuri de dor și baladă. Istoria scrisă cu sânge românesc și spusă în graie românesc. Cine nu știe că Alba Iulia este inima României, este sarmisegetuza noastră modernă, este leagănul dorului nostru românesc, acela trebuie să învețe acest lucru, să-l știe și să-l rostească tare și cu demnitate în fața oricui. Dar cine și-ar putea permite să creadă că Alba Iulia nu este cealaltă capitală a României? Cine și-ar putea permite să uite că pe pământurile albei s-a aprins și a ars sângele lui Horia? Aici a fulgerat platoșul de foc al lui Mihai Viteazul. Aici, pe Ampoi, pe Mureș și pe Arieș, a tresărit și a doinit fluierul neobosit al lui Avram Iancu. Aici se aude mereu, de sub glie, vaietul din oasele frânte de roată ale lui Horia și Croșca. Aici inima fiecărui român se stinge fulgerător de dor, de frăție și cuge de unire. Cine a ridicat și-ar mai vrea să ridice votare pe medice între frați, cine crede că acele votare au cea mai mică șansă de a rămâne veșnice, acela n-a înțeles nimic din porunca Albei Iulii, din năvala inimilor, din glasurile românilor care au strigat: noi vrem să ne unim cu țara. Aici este inima țării. Aici, dar și la Chișinău, este dorul inimii țării. Aici, dar și la Chișinău, România este unire. Catedrala Retrigirii de la Alba Iulia este unire. Statuia lui Ștefan cel Mare de la Chișinău este unire. Lespezile pe care călcăm aici, dar și la Chișinău, sunt unire. Soarele de primăvară, care ne încălzește și ne dă viață aici și la Chișinău și la Cernăuț, este unire. Binecuvântatul verde crud al ierbii de la Alba Iulia, de la Chișinău sau de la Cernăuț, este unire. Drapelul tricolor ce prevasă râurile fierbinți peste toate plaiurile locuite de români, este unire. Și mai ales inima românească, inima românilor de pretutinde, este unire. Aici, la Alba Iulia, vă așteptăm și vă primim cu drag. Aici, în cetatea Marii Unii, aici unde țara nu este doar un nume aruncat pe o hartă, aici unde țara este suflet din sufletul neamului nostru, aici unde cetatea este jertfă și slava neamului românesc, aici sunteți acum și oricând bineveniți. Acum și oricând vă îmbrățișăm cu căldură. Și sunt sigur că vom decide multe lucruri bune pentru destinele comunităților noastre. Ne vom inspira din steva istorică a acestor meleaguri și din forța faptelor înaintașilor noștri pentru a arăta tuturor că noi, cei din România și Moldova, suntem alături într-o singură țară,
cu tot ce reprezintă aceasta în plan cultural, în plan spiritual și administrativ. Întâlnirea de astăzi va trebui să arate tuturor că suntem o singură națiune, indiferent de locurile în care trăim. Fiți deci bineveniți la Alba Iulia, în sfânta cetate de jertfă și slavă a neamului românesc. Vă mulțumesc! Iată că vraja asta m-a dus pe mine la viață, dar n-am venit singur. Am venit însoțit de una dintre personalitățile de care pomenea aici frecvent domnul primar, Horea. Cel mai vrednic președinte al Consiliului Județean din România, de neobosit.
Sfântul Ioan Dumitre. Și bună înțelegere în
sigură că peste dumneavoastră. Și pentru că aici avem sloganul veșnicie s-a născut la sat, aș dori să parafrază. Satul este leagă în cum veșnicie, dar și a limbii, culturii, istoriei și aspirațiilor noastre naționale. Vă dorim sănătate, mult succes și să știți că sunteți bineveniți, așteptați la noi acasă în Păsărată. Mulțumim, doamna Tatiana Badan, președinta Congresului Autorităților Locale din Moldova. Invit la microfon pe președintele Asociației Comunelor din România, domnul Emil Grădici. În ala prezenția voastră, dragi colegi, onorată asistență, desigur, la tot ce am ascultat aici, cu multă pioșenie, la tot ce vedem aici, cred că se cuvine să fiu cel mai scurt în cuvânt. Avem de făcut de astăzi înainte. Este mai degrabă un angajament pe care mi l-am asumat la Chișinău și poate părea o joacă, o întâlnire. De iată că pinirea se reze foarte mari și invit lângă mine pe Bian ca și pe George. Au mult mai multe lucruri de spus și care, cu siguranță, ne vor obliga și mai mult și ei au și timpul material ca să vadă că am fost corect cu ce ne-am asumat. Vă mulțumesc! Celor care doresc foarte mult să producă schimbarea oamenilor, să creeze condiții și servicii bune pentru cetățeni. Congresul Autorităților Locale din Republica Moldova recent a împlinit frumoasa vârstă de 5 ani de activitate.
Să știți că la baza acestei asociații a fost fratele mai mare, Asociația Comunelor din România. Aduc sincere, frumoase mulțumiri dumneavoastră, în mod special domnului Emil Drăghici, pentru că ne-a susținut de fiecare dată pe noi cei din CALM, ne-a sprijinit și ne-a promovat și pe plan extern. Și atunci când noi eram mai descurajați, la fel a fost alături cu dumneavoastră, cu încrederea și susținerea dumneavoastră. Deci, în semn de recunoștință, dorim să vă aducem în dar pâinea, care simbolizează bunăstarea și bună înțelegere. În dar dumneavoastră tuturor, pentru tot ceea ce faceți, pentru că ne iubiți, pentru că ne respectăm și ne dorim ca cu dumneavoastră împreună să realizăm cât mai multe lucruri frumoase. Mulțumesc, Daniela, dar cu adâncă plecăciune în alta sfinția voastră, vă rog să binecuvântați această pâine înainte de ca voi să ne împrumutăm de ea. Nu o luați, luați-l ca o rugăminte de suflet și nu ca o poruncă. Hristos, Dumnezeul nostru, care ai mulțit pâinile și pește în lacul din Nazaretului, trimite harul tău ceresc asupra acestei pâini și o binecuvintează. Și binecuvintează pe toți care vor gusta din trânsa, dăruindu-le sănătate, sportul bunicesc și bucuria mântuirii. Amin. Mulțumim în preasfinția voastră că ați fost pe parcursul întregii manifestări. Mulțumim că ați binecuvântat această întrunire aici, la Alba Iulia, într-o unire a fraților români. Mulțumim că ați binecuvântat pâinea cea de toate zilele, care să aibă, să o aibă pe masă și românii din Moldova și românii din România. Mulțumim mai ales că ați binecuvântat declarația pe care președintele nostru Emil Drăghici a scris-o pentru ambele guverne ale țărilor noastre. La mulți ani, Consiliul, Congresul Național al Autorităților Locale din Republica Moldova, la cei 5 ani aniversari, la mulți ani, Asociația Comunelor din România, acolo unde s-a născut veșnicia, la sat. Mulțumim! La mulți ani! Și facem un bunșor. Nu cărți amestecăm, ci vieți. Bătrâne, cu iasurâs ceva noroc, se poate bucura de mai rămâne. Alături și-a de el măsuitor, venit la joc, singur cu piciorul, căci viața lui e cartea cea mai mare. Am protestat, dar n-am mai fi primit la jocul ăsta care duce în moarte. Așa că ne lăsăm pe rând striviți, că noi jucăm cinstit pe câteodată. Așa se Ce
ce se vede pe geam, pe fereastră și pe libertate. Poporul meu nu se spală de mine. Eu nu mă spăl de poporul meu. Dacă îmi vine al mirosul lui, mă spăl pe mâini, de propriile mele mâini și mă las legat de boala de zăpadă a poporului meu. Poate spăla numai de măr, de pomul mărului nu. Doamne, apără poporul român și nu te spăla de el. Pe maică-mea, care m-a născut pe mine, am dăruit poporul român. Dăruiește-ți, Doamne, pe maică-ta care te-a născut pe tine, poporul
Vă mulțumesc pentru aplauzele dumneavoastră. Cred că atâtea aplauze care le-a primit aici din, deodată din partea primarilor, chiar dacă a avut mii de oameni în față, doamna Veta Biriș, nu le-a primit cu atâta căldură. Că aici aveți căldură tuturor. L-am întrebat pe Niță Damian, mă, dar cine este domnul care are cele bine asoată? Bă, dar cine este ăsta? Iertați-mă. Și spune, este Costică Sâmbu, așa îi spunem noi, fostul director al Casei de Cultură. Sunteți mic la stat, mare la sfat, dar sunteți un vulcan din care curge cultura ca și lava. Atenție la mine, vă rog!
rugăm să ascultăm în interpretarea fanfarei județului Alba, imnul de stat al României. Invităm la Hora Unirii.